El a făcut o școală pe această linie. Dacă el ar fi fost singur cu eforturile pe care le-a făcut, cu tot ce a făcut în cultura mondială, în principal anglosaxonă și în cea română, publicând cărțile pe care le-a publicat, cărțile unei academii de prim ordin, și ar fi oprit lucrurile aici, la generația lui, meritul lui n-ar fi fost atât de mare. Dar a făcut trecerea acestei atitudini într-o generație mai tânără. Și asta îmi dă speranțe că lucrul nu se va împotmoli și că dumneavoastră, care n-ați depășit 30 de ani, cu ajutorul unor oameni ca el, veți fi împiedicat să trăiți din nou ceea ce am trăit noi și părinții noștri.